Doamnelor și domnilor, chiar în aceste momente, avocatul lui Victor Fițurcă face declarații în direct la DNA. Îl ascultăm. Da, da, evident. Da. Și cum sunt acuzațiile pe care îi le aduce DNA-ul clientului dumneavoastră? O să facem apărarea în instanță, în sensul ăsta. Nu cred că sunt chiar atât de sustenabile. Ați reușit să luați legătura cu Victor Fițurcă sau ați vorbit cu familia? Familie. Procurorii vorbesc... strategie de apărare? Nu vă pot dezvălui aceste aspecte. Procurorii vorbesc despre o strânsă colaborare între clientul dumneavoastră și șeful Romarm pe parcursul pandemiei. Nu discut aspectele acestea. Familia. Cum e familia lui Victor Pisul în momentele astea? Orice familie în astfel de situații trece pe momente grele, vă dați seama. La 10 și 20 când expiră ordonanța, Victor Pițurcă părăsește sediul DNA-ului sau rămâne până la finalizarea cercetărilor? Păi nu, la momentul în care nu s-a formulat nicio propunere în sensul acesta, evident că de îndată ar trebui să... Să plece. Vă mulțumim tare frumos, domnule avocat, pentru amabilitate. Sper că nu mai... Pot să vând o țigară, da? I-am cu toate. Imagini în direct, doamnelor și domnilor, de la sediul DNA. Vorbea avocatul lui Victor Pițurcă despre ce se întâmplă astăzi. Nu cred că sunt atât de sustenabile acuzațiile care îi se aduc lui Victor Pițurcă. Vom face apărarea în instanță.